Slăvit să fie Domnul! Dacă cei ce vin la adunare au de unde să-și aleagă parteneri de viață, cei ce sunt deja căsătoriți au de unde să învețe. Și dacă aici putem să învățăm cum să fim, chiar dacă n-am pune în practică de prima dată, chiar dacă n-am reușit, chiar dacă doar parte din familie credincioasă, avem încă un har în plus, putem să-L chemăm pe Domnul să ne vină în ajutor. Aș vrea în minutele următoare să privim la viața de familie cu un partener de viață evlavios și respectiv cu un partener de viață neevlavios. E foarte frumos când sunt amândoi credincioși, plăcuți Domnului. Dar dacă ar fi să ridicați o mână sus unde sunt amândoi pocăiți, dar pocăiți, nu știu exact dacă ați forma o majoritate. Sunt însă familii, și asta observăm din plin în slujirea noastră pastorală, în consiliere, unde chiar dacă sunt amândoi botezați, pentru că sunt și situații de familii mixte, unde unul din capul locului este necredincios, dar și între cei credincioși. Sunt situații și nu puține în care unul este duhovnicesc și celălalt este firesc. Fie situații în care bărbatul vine la adunare, se roagă, citește, este un om blând și femeia este o cucoană și asta înseamnă multe. Fie că femeia sunt surori evlavioase, credincioase și bărbatul, nu că nu muncește, dar când vine acasă, televizorul e singura grijă și îți dai seama ce e acolo. Vreau să vă dau câteva sfaturi cum să vă comportați în astfel de situații critice. În primul rând, e de dorit să fie amândoi evlavioși, spune Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Evlavia este folositoare în orice privință și în viața de familie. Are făgăduința vieții de acum, ori familia e pentru viața de acum. Și evlavia e folositoare. În Psalmul 32 spunea David, citesc versetul 6, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Se spune în învățătura Apostolului Pavel și noi cunoaștem din realitatea vremii noastre. Peste familie vin multe talazuri. Dar dacă oamenii sunt evlavioși și se roagă, scapă din toate aceste încercări. Trec biruitori peste ele. Și avem astfel de experiențe. De aceea se merită, cum scrie în Psalmul 16, să înălțăm paharul izbăvirilor și să lăudăm numele Domnului. Scrie și în Psalm, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Oamenii evlavioși biruie în familie pentru că ei se roagă la vreme. Asta înseamnă evlavie. Când în familie altarul e la loc de cinste și ora de rugăciune sau timpul, cum vreți să-l numiți, este neștirbit. Dar dacă vreți să vă verificați evlavia în familie, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 8, pentru bărbați. Vreau dacă bărbații să se roage în orice loc. Și știți, scrie în versetele anterioare, să se roage să poată duce o viață cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiele. Un bărbat este un stâlp al casei care se roagă. Dimineața, oricât ar fi de grăbit, înainte de a pleca la servici, cheamă prezența Domnului peste casa lui, peste el, peste soție, peste copii. Dacă este sunat, s-a întâmplat ceva, un copil s-a opărit, un copil l-a căzut,
Îl sună soția, am dureri, se roagă. Și se poate trece peste toate acestea. Că starea lui spirituală îi permite să fie ascultat de Domnul. Doamne, dă harul unor astfel de bărbați în toate familiile. Surorile, majoritatea dintre ele acasă, în mod deosebit de la copii sau potrivit cu problemele gospodării. Scrie și în continuare versetul 9, vreau de asemenea ca femeile să se roage. Și scrie în versetul 10, femeilor care spun că sunt evlavioase, dar cum să se roage? Îmbrăcate în cup cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Pentru că așa sunt femeile evlavioase. Când intri într-o casă, vezi dacă este o femeie evlavioasă, după cum este îmbrăcată. La adunare și pe stradă, o femeie, în mod deosebit, își arată evlavia și prin îmbrăcămintea ei. Dar dacă stai și numai câteva ore într-o astfel de casă, vei vedea că femeia aceea te trage la rugăciune. Va impune un mediu sacru. Într-o astfel de familie e frumos să intri, să stai. Că zice aici, astfel de femei sunt caracterizate și de fapte bune. Întorc o pagină, scrie în 5 cu 10, e cunoscută pentru faptele ei bune. Fie pentru creșterea copiilor, fie pentru primirea de oaspeți, spălat picioarele sfinților, ajutat pe cei nenorociți, ajutor la orice faptă bună. Într-o astfel de familie, nu doar cei ai casei, rudenile sau musafirii ocazionali se simt bine. Acolo bărbatul este un om al rugăciunii, femeia îi se asociază, se vede pe întreg peisajul casei și faptele bune primează. Doamne, ajută să fie cât mai mult din aceste familii. Amândoi să fie evlavioși, cum scrie de Zaharia și Elisabeta, amândoi păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile Domnului. Vă dau două exemple, doar așa amintesc, din Vechiul Testament, cazul lui Boaz și a lui Rut. Știți ce își dorește o femeie în casă? Naomi, a zis, citesc versetul 9 din capitolul 1, să dea Domnul să găsiți odihnă. Nicăieri nu este mai mare odihnă pentru o femeie decât cu un bărbat evlavios, care se roagă la vreme potrivită, care nu-i mânios, care este curat, nu are îndoieli, nu îl mustră conștiința, dar și Rut de partea ei. Scrie în capitolul 4 și apropo de cuvintele spuse înainte de binecuvântare, tot poporul care la poartă și bătrânii au zis, Dumnezeu să facă din femeia aceasta o femeie care să-și zidească o casă. Pentru că este plăcut să fie acolo. Evlavia este folositoare. Din Noul Testament vă amintesc familia Aquila și Priscila. Scrie în Fapte capitolul 18 că au fost alungați din Roma, dar ei și-au dus mai departe evlavia cu ei peste tot. În capitolul acesta este scris de la versetul 26 că atunci când s-a dus Apollo în zona lor, Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei acasă. Și pe lângă rugăciune, într-o familie evlavioasă, se discută din Biblie. Bărbatul și femeia au astfel de discuții. De altfel scrie, femeia se întreabă pe bărbat acasă. Vă rog să vă imaginați scena aceea. Apollo, un predicator deosebit, intră în casa lor și cei doi îl iau și discută din Scriptură. Despre astfel de femei, cred că este scris că învață pe cele mai tinere. Este foarte frumos când te duci într-o casă și începe o discuție din Biblie să participe și nevasta și copiii. Dar când pe femeie discuții din Biblie o plictisesc și undeva într-un colț se separă și vorbește cu celelalte și îți dai seama că au alte subiecte, nu este o femeie evlavioasă. O femeie și un bărbat evlavios, amândoi se roagă, amândoi discută din Biblie și cine merge în casa lor, intră în acest mediu și îl fac părtaș la aceste activități sfinte. Nu degeaba, de două ori în scrisorile sale, Apostolul Pavel trimite salutări la această familie. Ba încă în cuvintele de salut în amândouă situațiile o pune, cred eu, nu doar așa din politețe, pe Priscila înaintea lui Aquila.
pentru că era foarte evidentă participarea ei. Așadar, să nu uităm cum scrie și în 1 Timotei 6 cu 6, din cele ce v-am spus rezultă negreșit. Că Evlavia, însoțită de mulțumire, v-am spus, familia asta a fost expulzată, este un mare câștig. Dacă v-ar întreba cineva la nivel de familie, aveți un câștig substanțial, treceți de 1000 de euro amândoi. Familia Evlavia se spune, da, a noi în casă este un mare câștig. Un câștig spiritual, un câștig al mediului, atmosferei pentru noi și toți ceilalți. Doamne, ajută-ne! Dragi miri, vreți să fiți și voi așa? V-am dat modelul, luați? Se spune că la o familie proaspăt căsătorită s-a dus pe ascuns mama unuia dintre ei să vadă ce fac ei. A pândit la geam, n-aveau câine să latre. Și când i-a văzut că e Biblia pe masă și ei cu caietul de cântări cântau, nu mai putut să intre de lacrimi. S-a dus înapoi acasă la bărbat și a zis, putem să ne culcăm liniștiți? Nu ne rămâne decât să mulțumim Domnului. Ce frumos! Unde amândoi sunt evlavioși. Dar ce-i de făcut unde sora ca să se roage, trebuie să meargă în cealaltă cameră, că în cameră cu bărbatul merge tare sonorul la televizor. M-au zis despre o familie, efectiv m-a tăiat la inimă. El, înainte de a se căsători cu aproximativ o lună, două, a avut un accident și și-a pierdut un picior. I-a fost amputat. Și fata s-a băritat cu el, a zis, îl accept și așa. După ce i-a fost pusă proteză, s-au căsătorit, el a devenit un curvar. Și mai mult, o bătea. Trei copii aveau în momentul în care eu am primit această informație. Și m-am gândit, ce este în inima acelei femei? Spune, m-am căsătorit cu el așa handicapat. Am născut copii și el trăia cu altele. Și când ea se scăpa să-i spună o vorbă sau și din diverse motive, o bătea de rămânea cu urme fizice. Nu în toate situațiile este așa. Eu doar îmi imaginez că nu știu cum este. Să fie unul evlavios și unul totalmente neevlavios. Ce-i de făcut în asemenea situație? Când doar unul este înțelept cum s-a predicat, iar celălalt e ca Nabal, nebun, de când l-ai cunoscut până la îngropi. Nu se poate vorbi cu el. Așa scrie aici în cartea 1 Samuel, capitolul 25. A spus unul dintre angajați, versetul 17. El e așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Te repede, te lovește. Femeia aceea a găsit modalitatea să aplaneze conflictul cumva. Dar cu el n-a putut vorbi, scrie aici în versetul 36. Nu i-a spus nimic, nimic, repetă textul biblic, până la lumina zilei. Apoi i-a povestit. Dumnezeu să dea putere unor astfel de femei care își duc crucea. Sunt și bărbați care trebuie să tacă. Până mă aprind focul. Dumnezeu însă a intervenit și a scurtat suferința acestei femei. Bărbatul ăsta n-a ajuns să bătrânească. De altfel e scris că cine îi păstă măsură de rău moarte înainte de vreme. Dar sunt situații în care unii nu sunt chiar așa de nebuni. Deși altfel era un om foarte întreprinzător, era bogat. Și ce să mai spun că se trăgea din Caleb? Că poate te gândești că e de neam bun. Cine știe ce se ascunde în sacul legat la gură, cum se spune. Dar pot fi situații în care doar pe moment celălalt este căzut. De Iov vă amintiți, da? Familie bună. Dar când a venit încercare, mori copiii. Am văzut mame care numai un copil a murit și nu se pot reabilita. Aici au murit toți 10.
bărbatul s-a îmbolnăvit, probabil se gândea, moare, rămân văduvă, săracă, de râsul lumii. Și la un moment dat spune în cartea Iov, capitolul 2, versetul 9, femeia asta, poate într-o discuție, poate în mod insistent, îi zicea lui Iov, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Fost bărbat sau femeie în situații critice care au vrut să spună, Dumnezeu a uitat de noi. Și diavolul vrea să vâneze astfel de momente. Dumnezeu să vă dea putere în ziua aceea. Să nu cădeți în ispită, dar dacă unul cade, celălalt ce trebuie să facă? Știți că sunt unii care cred că Adam a fost conștient că Eva a greșit, dar de dragul ei a mâncat și el. Oricum te dă afară, vin și eu cu tine. Eu nu chiar cred asta. Dar se întâmplă când în familie unul cade. Celălalt ce să facă? Să rămână neclintit în neprihănirea lui. Rămâi tare, frate, chiar dacă ești singur. Ce să faci dacă doamna e doborâtă la pământ? Ține scutul și încearcă să o ajuți și pe ea. Poate e doborât bărbatul. Și a rămas femeia în picioare, sunt și femei cu vitejie, care pot să salveze casa. Domnul să vă întărească. Asta spune Cartea Sfântă, citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 13, dacă are o femeie un bărbat necredincios, asta este, nu vii la biserică, nu te poți ruga cu el, nu poți cânta, uite ce poți să faci într-o asemenea situație, citiți versetul următor, bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, cum? Prin rugăciunile ei, prin mediul de viață din familie, prin cuvintele care le spune. Și surorilor, știți ce e important când aveți bărbații necredincioși? Scrie aici, alminterea copiii voștri ar fi necurați, dacă niciunul n-ați fi la adunare, copiii unde ar fi? La discotecă. Dar dacă măcar unul e credincios, zice, uite, acum copiii voștri sunt sfinți, uite aici cum cântă. Sau numai bărbatul să fie credincios. Se merită să te lupți pentru soț, deși nu știi dacă îl vei putea mântui, scrie aici în versetul 16, ce știi tu, nevastă, îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, îți vei mântui nevasta? Nu se știe. S-ar putea să rămână până la sfârșit. Și spune în Luca, capitolul 17, versetul 34, sunt cuvintele Domnului Iisus care a zis, din doi care vor fi într-un pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Asta înseamnă că rămân situații definitive, cum spunea și fratele slujitor de părinții lui, mama pocăită, tata nepocăit. Și așa a murit. Da, dar uite că mama pocăită a născut un slujitor. Poți să salvezi, chiar dacă nu partenerul, copiii, pe ceilalți din casă. Dumnezeu să vă ajute să vă puteți duce crucea, să vă dea Domnul biruință de plin. Poate se va mântui soțul, eu știu din adunarea aceasta. Soră care după 20 de ani a avut parte de harul ca soțul să se întoarcă la Domnul. Sau frate Ilie, cât a durat până când socrul dumitale s-a întors la Domnul? 36 de ani, auzi. Și acum fratele Șoan e un bun credincios, nu știu dacă e aici sau nu. L-a așteptat Dumnezeu, uite. Se merită și în aceste condiții să-ți duci pocăință. Amen. Pentru tine, pentru el sau pentru ea și pentru ei, pentru copilașii aceia sau pentru nepoți. Să vă păzească Domnul de varianta asta. Dar dacă pe moment Dani are vreo slăbiciune, tu trebuie să rămâi pe baricade. Dacă vezi că sora asta, nu ne așteptăm la așa ceva, se îndoiește la un moment dat. Tu trebuie să întinzi mâna și să o ajuți. Pentru că dacă în viața de familie nu ne ajutăm și nu facem ceva unul pentru celălalt, dacă suntem și noi ca cei din lume care abandonează, când unul cade, brânci, cum spune textul biblic, și aruncă, leapădă-l. No. Cei credincioși, cuprinși de dragoste, așa cum scrie în 1 Corinteni 13, dragostea crede totul, dragostea
Nădăjduiește tot. Și există speranță deplină, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, vă reamintesc și închei. Toți mirii care îi cunăm în adunare le dorim din toată inima să fie oameni evlavioși. Însă au fost și situații când mirii au venit aici așa, băiatul era de aici și fata din altă parte. Și am zis, auzi, dragă, știi că băiatul ăsta nu s-a întrecut tare cu pocăința. Te angajezi? Mă angajez. Și are cruce și luptă de dus. Bine ar fi să fie amândoi evlavioși. Dar și dacă numai unul este, cel rămas credincios, cu Domnul, cu ajutorul frățietății, poate să-și ducă viața. Și cum spune 1 Petru capitolul 3, asta în mod direct pentru femei, dar poate fi valabil și pentru bărbați, nevestilor, fiți supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii n-ascultă cuvântul și numai ei cu Biblia și el nu-i cu Biblia, e cu ziarul și cu știrile, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Și dacă bărbatul e credincios și femeia e mai nepocăită, scrie versetul 7, bărbaților, purtați-vă și vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, în dorința de a moșteni împreună cu voi harul vieții, care să nu vă fie împiedicate rugăciunile, adică fiți măcar unul dintre voi evlavioși. Slăvit să fie Domnul. Când mergem în familii, dacă măcar unul e pocăit, ne ușor să punem cumva problema și să dăm o soluție. Dar dacă amândoi, mi-amintesc de un caz, n-am reușit. O oră, două discuții și discutam cu celălalt slujitor ce să le faci. Unul e nepriceput și celălalt e răutăcios. Lămurești. Cum îi pui în picioare? Așa cad la pământ. Dar măcar unul, dacă ar fi, îi spui, auzi, când poți să postești, noi te ajutăm. Nu te teme, Domnul îți va da biruință. Domnul să vă ajute. Și fie că sunteți doi și veți moșteni împreună harul vieții, fie că e numai unul, nu uite Domnul de el și în ziua aceea îl va lua. Domnul să binecuvinteze pe cei doi și pe noi toți. Amin? Vă invit să ne ridicăm și împreună cu frații slujitori vom trece la lucrarea de cununie.